Și bine ați venit la Sports Talks în cadrul Sports Festival 2022. Ziua patra a festivalului, un festival organizat sub zodia lui și avem în festival și sportivi de top, și sportivi amatori, și antrenori, și public larg, avem și cărți, avem și concerte de muzică, avem și mâncare, avem și activitate fizică. Este un festival care își propune să adune în fiecare lună iunie la Cluj pentru 4 zile lumea sportului românesc. În precedentele 3 sesiuni din după amiaza aceasta, fiecare dintre vorbitori ne-a povestit despre lucruri din cariera lor și a apărut constant referirea la nevoia de a nu fi singur, ci de a avea în jurul tău o echipă. Mihai Covaliu, care printre oamenii cheie pe care îi menționa că au contribuit la succesul lui, era și unul dintre preparatorii fizici care l-au ajutat să obțină performanțele pe care le-au obținut. Cătălin Oprișan, care ne povestea despre Rafa Nadal, care vine însoțit de o echipă de minim 5 oameni, 17 oameni la marile turnee. Nu este întâmplător, pentru că rezultatele sportive de top se obțin atât pe teren cât și în afara lui. Se obțin de către sportivi, dar și de către echipa din jurul lui. L-avem acum invitat alături de noi pe Mihai Stoica, fiziokinetoterapeut, care ne va povesti un pic despre lucrurile pe care le face el în munca cu sportivii și colegii lui alături de care lucrează la Kinetic Sport and Medicine, parte din Regina Maria. Exact. Bună ziua, în primul rând. Mă bucur să fiu aici astăzi și să vorbesc despre o ramură fără de care sportul de performanță nu ar avea succes, și anume recuperarea și pregătirea specifică a sportivilor. Mă bucur să fiu aici, să am oportunitatea de a vorbi despre acest aspect, mai ales că foarte mulți sportivi de înaltă performanță fac parte în acest moment și în acest weekend aici la Cluj, la evenimente. Și o să doresc să vorbesc despre tot ce am învățat și m-am ocupat în acești 8 ani de când fac această meserie și mă bucur că am avut ocazia să încep chiar cu sportivi. Adică pot să spun că am o părere avizată, pentru că de când am început această meserie am intrat direct în pâine cu tratamentul sportivilor, pentru că noi la bază suntem o clinică de recuperare medicală și mai ales sportivă. Ca orice sportiv care vrea să revină mai repede în teren, și persoanele normale vor să se recupereze mai repede, așa că experiența mea cu sportivii este una destul de vastă. Practic, participanții la festival au avut oportunitatea zilele acestea să se întâlnească cu o serie de sportivi de top din toată lumea, inclusiv clienți de-ai voștri. Absolut, absolut. Noi ne ocupăm, pot să încep cu cel mai titrat sportiv, poate actual al nostru, și anume Simona Halep, care poate ați mai văzut în turneele ei, în postările ei, la fel dacă ne urmăriți pe noi, tricoul Kinetic, da? Pentru că noi ne ocupăm de ea de când era junioare, de pe la vârsta de 14 ani, prin fondatorul clinicii Gelu Cosma. Și ea are destule probleme. Aș aborda și treaba de conștientizare, în primul rând, pentru că foarte mulți sportivi nu conștientizează că sportul de performanță este supra-solicitare, nu mai vorbim de sănătate. De aceea este extrem de importantă refacere. Și Simona Halep are destul de multe hernii de disc și lombară. Ea a avut destule probleme, unde noi am fost mereu acolo, avem un fizioterapeut permanent cu ea în absolut toate turneele, la fel și cu Horia Tecău, da? Ne ocupăm de absolut toată partea de tenis din România de foarte mult timp, cu partea de canotaj aici în Cluj, da, unde eu mă ocup cu cei de la OBT, echipa de basket, am avut contract cu cei de la CFR și mai pot spune un lucru trist, din păcate, și anume că încă în România facem pași foarte lenți în educația noastră către recuperare. Da? După cum spuneau și sportivii care au fost aici mai departe, și nu conștientizăm cât de importantă este
ba chiar de la vârstele mici, pentru că acolo se pune baza. Și majoritatea sportivilor noștri care au ajuns să facă performanță au avut acces la ea, dar nu chiar în România de când erau mici, cum este și Tecău, care a fost la Academia Boletierii, la fel Simona și foarte mulți sportivi străini, de asta spun, e trist, pentru că majoritatea sportivilor cu care avem contracte sunt străini și întotdeauna înainte de un meci, de un turneu, vin să facă o oră de fizioterapie, de masaj medical. Imediat cum au avut meciul, la a doua zi sună și se programează să se refacă, fac băi cu gheață după fiecare antrenament și așa mai departe. Eu o să mă agăț un pic de partea pozitivă a ceea ce ai zis, că se fac niște pași mici, poate da. Nu atât de mari pe cât ne-am dorit, dar se fac niște pași mici. Care ar fi pașii aceștia mici? Pașii aceștia mici, într-adevăr, au loc, da? Și am simțit lucrul acesta cu fiecare an trecând. Și acesta este că au început să se deschidă, să înțeleagă oamenii din spate, noi, cei din branșa recuperării. Și pot spune că în ultimii ani s-au deschis din ce în ce mai multe centre și cu ajutorul media, social media, au început oamenii să, oamenilor să le sară mai mult în ochi poate partea aceasta de recuperare. Și prin oamenii pe care idolatrizează sportivii, pe care idolatrizează mai ales copiii, vin ușor către, ușor chiar simțim o venire și o conștientizare a recuperării, dar destul de lentă, după cum spuneam, pași destul de mici. Și acesta este un aspect foarte îmbucurător, dar în același timp trebuie educat, adică trebuie conștientizat și menținut, astfel încât să dea randamentul cât mai bun în timp. Care sunt cele mai importante două, trei lucruri pe care trebuie să le înțelegem despre partea aceasta? Cele mai importante aspecte reprezintă faptul că mai întâi trebuie să prevină o accidentare. Da? Oamenii în general și sportivii au impresia că doar atunci când au o problemă sau o durere trebuie să meargă la tratament. Nu, trebuie să conștientizeze că fac performanță și că solicită o anumită componentă a corpului mai mult decât celelalte și trebuie să o pregătească foarte specific. Și dacă ar conștientiza lucrul acesta, ar fi mult mai ușor să evolueze chiar și din punct de vedere sportiv a ceea ce fac ei la un nivel mult, mult superior. Mm-hmm. Mult superior. Eu vreau să mă întorc foarte mult către partea aceasta la copii, pentru că ei sunt viitorul și trebuie să vină din spate și părinții ar trebui să conștientizeze că dacă își duc copiii la un sport, să aibă în vedere recuperarea, pentru că pot pierde destul de mult. Uitați, am un exemplu destul de recent cu un fotbalist junior la Csíkszereda, care a făcut o întorsă de gleznă, fiind în vria aceea să demonstreze că poate, a avut 3 meciuri în interval de 9-10 zile, ceea ce este foarte mult, și făcând la primul meci întorsa, și-a pus tot felul de tape-uri să o blocheze și la al doilea meci a jucat, dar cu dureri, la al treilea meci n-a mai fost în stare. Au trecut aproape 2-3 săptămâni. A venit la mine și cu glezna butuc, și am spus cum de nu a făcut nicio investigație până acum, pentru că asta este primul pas pe care trebuie să-l facă sportivii. În momentul în care, poate ați văzut, cu siguranță ați văzut la un meci televizat, când cineva iese din afara terenului accidentat, primul lucru pe care l-a auzit de la un comentator s-a dus la spital să investigheze. De obicei, noi lăsăm că își revine. Și el a făcut acest lucru și l-am trimis să facă o radiografie și avea o mică fisură la nivelul maleolei. Și a trebuit să stea cu el în gips și să piardă pentru o pauză de 7-10 zile, poate să stea o lună de zile să piardă din pregătire și să se piardă ușor. Pentru că mulți sportivi poate s-au pierdut după accidentări, avem, cred că, destul de multe exemple. Și, repet, am simțit în ultimii ani o evoluție favorabilă către venirea aceasta, dar îmi doresc ca specialist din ce în ce mai mult să ținem cont. Care este relația voastră, cum este acest tânăr sportiv de 17 ani care a venit? Aveți dialog după aceea cu el? Încercați să câștigați pe termen lung niște lucruri?
Bineînțeles, permanent suntem în contact cu ei, adică le recomandăm ca după investigație, fie că a ieșit bine la investigație sau nu, să ne contacteze, le creăm un program de recuperare specific, individualizat, astfel încât să revină la capacitate maximă cât mai mult. Ținem absolut evidența fiecărui sportiv și pacient. Și din experiență, care ar fi rata de conversie? Adică cineva care a trecut printr-o astfel de greșeală, repetă această greșeală în viitoare? Adică persistă în acest tip de comportament sau se sezizat o schimbare? Înainte, și acesta este un aspect îmbucurător, da? Uh-huh. Un aspect pozitiv de care ne putem lega. Înainte, acum 5-6 ani, de exemplu, din păcate nu învățau din aceste lecții, dar ulterior, uite, dau din nou un exemplu, tot la fel un tânăr, care fotbalist, care a avut o intervenție la nivelul ligamentului încrucișat anterior, s-a refăcut super bine, Strong era în forță și din păcate la un antrenament un coleg din nou e intrat agresiv la nivelul genunchiului și la vârsta de 16-17 ani a avut a doua intervenție chirurgicală. Și s-a întors, e la fel de motivat pentru că a simțit dacă pacientul sau sportivul simte că se recuperează și poate ajunge din nou la un nivel foarte ridicat, se întoarce și devine și mai preventiv. Și ăsta e cel mai important aspect în bucătărilor. Mm-hmm. Într-adevăr, în ultimii cel puțin 2-3 ani am simțit un progres în sensul ăsta și anume al revenirii la prevenție sau a trata mici disconforturi, nu la același nivel cu care a fost accidentarea înainte. Este un aspect bun. Mm-hmm. Menționai mai devreme că Simona Halep are în turnee alături de ea unul dintre colegii voștri. Este tot timpul același coleg sau cine e disponibil sau prin rotație? De obicei este același coleg, da, în funcție de cum simte ea fiecare din oamenii cu care lucrează, da, pentru că e un aspect foarte important, dar de obicei la noi au fost oamenii mai bine de un an, doi ani de zile permanent, pentru că e importantă conexiunea sportivului cu preparatorul fizic, absolut, da. La fel cum e cu antrenorul, dar și cu accidentările, pentru că ai un istoric, da, de mici accidentări și trebuie această conexiune păstrată, astfel încât să știi cum reacționează, pentru că aceeași accidentare reacționează absolut total diferit pentru fiecare om. Suntem unici în felul nostru și putem avea același diagnostic și cineva să se recupereze mai repede și cineva un pic mai târziu. Pot apărea în funcție de organism, da? Sunt schimbări genetice, adică lucruri genetice cu care ne naștem și fiecare reacționează diferit. Și de aceea e importantă legătura strânsă pe termen mediu lung cu sportivul. Uh-huh. Da. La fel și Tecău, de exemplu, anul trecut a avut o accidentare pe final de carieră destul de serioasă. A avut o ruptură a fasciei plantare, fără de care nu poți merge, practic. Luăm primul aspect cel mai important și uzual. Și cu recuperare conștientă, repaus, infiltrații, a reușit pe final de carieră să mai participe la cel mai înalt nivel, absolut. Mm-hmm. E cel mai important. Mm-hmm. Suntem astăzi în Sports Festival, un festival unde avem și sportivi de top, avem și sportivi amatori, peste 20 de sporturi pe care le pot experimenta oamenii. Practicând sport la nivel amator, pot să apară și acolo probleme. Clar, acolo apar poate cele mai ușoare probleme, minore la început, uh-huh. pentru că sportivii amatori de obicei au și mai multe lipsuri pe partea aceasta de și pregătire specifică și de recuperare. Și cele mai ușoare și banale accidentări apar la sportivii amatori sau de început. Și acolo, repet, în România îmi doresc eu să fac fiecare pacient și sportiv conștient de impactul pe care îl are, repet, și sportul amator asupra corpului, scheletului, mai ales din copilărie, unde acolo creăm baza. Dacă nu o creăm și o învățăm acolo, în momentul evoluției scheletului, mai departe o să ne fie greu și doar ne adaptăm după ce ne-am educat bine sau rău în perioada copilăriei. Și de aceea sportul amator trebuie foarte, foarte bine evidențiat și ținut sub control. Uh-huh. Cum arată o zi din viața unui fizioterapeut?
O zi din viața unui fiziokinetoterapeut arată ca o zi normală din viața oricărui om. Se trezește, merge la lucru. Și se trezește cu Simona Halep. Da. Ca orice om. Da. Este o meserie care te încarcă pozitiv foarte mult. Da? Chiar dacă lucrezi cu durerea omului, tu trebuie să fii montat psihic și să se încarce de la tine cu pozitivism, să vadă încredere în tine, să vadă, să aibă încrederea aceea că el o să-și revină 100%. Noi, cu fiecare sportiv sau pacient, facem o evaluare inițială astfel încât să vedem la ce nivel se află din punct de vedere musculoscheletal, adică articular, musculator, în funcție de ce flexibilitate are muscular, ce tonus muscular, ca să putem să-i creăm mai departe un program specific și să îl creștem, să evolueze, da? Mm-hmm. Să învețe cum să aibă grijă de el. Noi asta ne dorim, să vină oamenii către prevenție și să îl educăm astfel încât să știe cum să nu ajungă la probleme și accidentări. Deci, zi de zi, de dimineață până seara, ne confruntăm cu patologii de tot felul, da? Tratăm absolut orice fel de accidentare ce ține de aparatul locomotor, da? De oase, mușchi, ligamente, tendoane, nervi. Și este o meserie cu care faci bine și asta e cel mai frumos. La care sunt particularitățile lucrului cu sportivii? Este specifică cam în funcție de fiecare sport. De exemplu, un basketbalist, da, trebuie să aibă grijă foarte mare de trenul inferior. Da, pentru că mă refeream mai mult la relație umană, la interacțiuni. Okay. Da. La început este un pic rigidă, stiff, da, dar omul încercăm să-l apropiem către noi pentru că e extrem de important, dar un aspect foarte important, conexiunea, după cum spuneam și la Simona. Conexiunea cu noi, pentru că dacă psihic nu este pregătit, este demotivat și tratamentul poate avea de suferit. Și noi încercăm să, în meseria asta trebuie să fii empatic, să înțelegi omul, să înțelegi disconfortul, suferința din acel moment și să-l faci să înțeleagă că o să fie bine. Asta trebuie să simtă în terapeut. Riscul pentru un sportiv este foarte mare, adică importanța poate să îi schimbe viața. Sportul de performanță nu mai este sănătate, este un pic de supra-solicitare pentru organism și nu cred că este un sportiv de înaltă performanță care să nu fie avut măcar o accidentare mai dificilă și după care să se resimtă după ce s-a lăsat. Și cum îi câștigați încrederea unui sportiv care vine la voi? Păi, de obicei, ce e un lucru foarte frumos în lucru cu sportivii sau cu tratamentul sportiv este că destul de repede ai feedback. Da? Adică pacientul venit poate post-operator, da? După operație de ligament, într-o lună, două, poate merge pe normal, își poate face activitățile relativ normal și, repede, la început feedback-ul este foarte, foarte bun și sănătos asupra lui și îl poți câștiga și apoi merge cu încredere că tratamentul va fi dus până la capăt cum trebuie. Asta e ceea ce primim de la ei, de la sportivi sau de la pacienți, feedback. Pentru că e un tratament, abordăm un mod de tratament foarte specific, individualizat și din foarte multe direcții, care organismului îi oferă imediat un răspuns pozitiv, foarte repede. Și asta îl ajută psihic și mai departe ne ușurează și nouă și lui tratamentul. În masterclass-ul din Sports Festival, Patrick Muratoglu, antrenorul care lucrează acum Simona Halep și care a lucrat 10 ani de zile cu Serena Williams, punea accent un pic pe cât de important este nu atât cu cine lucrezi, ci și ce rezultate obții. Adică poți să zici, băi, am lucrat cu Simona Halep. Ok, și ce ai obținut lucrul cu Simona? Mi se pare tare faptul că aveți continuitate, că aveți relații de termen lung și că nu este doar o colaborare punctuală. Exact, da. Asta încercăm și am încercat întotdeauna în evoluția tratamentelor noastre să găsim cele mai bune opțiuni de tratament, astfel încât să simtă încrederea aceasta sportivă, să simtă că are acces la o recuperare aici în România, cum este în afară. Pentru că asta a căutat Gelu Cosma, da, fondatorul clinicii, el a plecat foarte mult în lume cu Simona, cu echipa națională de fotbal a României la un moment dat,
dar cu tenismeni în general, Simona și Horia, și acolo a văzut, da, cum spunea și domnul Oprișan, la Nadal, la mari sportivi, cum se tratează, și el s-a ambiționat foarte tare să aducă și în România acest concept de tratament. Și mai avea o întrebare de final. Sunt foarte mulți tineri pasionați de sport, cărora este clar că nu o să aibă o carieră de top în sport. Și care se gândesc, mă, sunt pasionat de sport și aș vrea să continui în sport, dar... Într-un mod sănătos, poate, sau... Da, într-o meserie în sport. Deci își caută meseria sport. Poți să lucrezi pe jurnalist sportiv, marketing sportiv, da, preparator fizic, antrenor sau să urmeze calea ta. Ce sfat ai da? Ca oricine face o meserie, e important să pună pasiune. Da, în orice ai face, dacă nu pui pasiune, nu o să reușești să ajungi la performanțele cele mai înalte. Și dacă cineva își direcționează atenția către partea aceasta medicală, da, chit că este de fizioterapie, de kinetoterapie, de pregătire fizică, preparator fizic, are nevoie să înțeleagă că trebuie, el are un aport foarte mare în impactul unui om, în primul rând, și apoi al unui sportiv, și trebuie să caute, să se documenteze cât mai mult, repet, în orice domeniu, să aibă acea pasiune și dorință de a face bine. E o facultate, sunt niște cursuri, sunt niște lucruri pe care... Da, este o facultate, ai nevoie de o facultate, da, o facultate de specializată de kinetoterapie, da, nu poți să faci, poți să faci și anumite cursuri, dar dacă nu ai baza și nu începi prin ceea ce înseamnă meseria aceasta în facultate, nu o să ajungi să dai 100% omului, da? Așa că trebuie să urmeze o facultate de kinetoterapie, da, un master și într-adevăr foarte multe, foarte multe cursuri. Trebuie să se ocupe el de el, facultatea să-l îndrume și apoi el să se redirecționeze, pentru că noi întotdeauna, cum am spus, încercăm în fiecare an să aducem lucruri noi tocmai prin cursuri. Avem baza și apoi ne ramificăm în funcție de cererile sau deficiențele pe care le simțim în tratarea pacientului sau sportivului. Ok, mersi. Mulțumesc și eu. Întrebări din public? Cineva? Nu avem întrebări? Mulțumesc mult pentru participare. Ne vedem în festival. Mai avem câteva ore. Exact. Avem un meci spectaculos. Pregătiți în caz de orice. Suntem acolo. Sperăm că nu e nevoie astăzi seara.